aveți până în 40 de ani și nu suferiți de nicio boală, atunci trebuie să mergeți obligatoriu, cel puțin o dată la 3 ani, la medicul de familie. Dacă ați sărit de 40 de ani, vizita la medicul de familie devine obligatorie cel puțin o dată pe an. Acestea sunt doar câteva din noile reglementări aduse pachetului medical de servicii de bază printr-o recentă hotărâre de guvern aprobată marți. Noul contract cadru aprobat marți aduce noutăți și pentru gravide. Astfel, atât în pachetul de bază, cât și în cel minimal, în cazul supravegherii gravide s-a introdus ca obligatorie și gratuită, pe lângă testarea HIV și testarea pentru hepatitele B și C. În plus, sunt stabilite și criteriile după care se va face spitalizarea continuă sau cea în regim de zi. Bolnavii care au nevoie de tratament al diferitelor forme de cancer, de spargerea pietrelor renale, de implant de cristalin ori întrerupere de sarcină cu recomandare medicală, vor fi spitalizați în regim de zi.